Primarul Lucian Iliescu a remarcat astăzi că în plan electoral la Giurgiu există multă confuzie și nehotărâre, multe dintre partidele care emit pretenții la alegerile viitoare, neavând nici măcar oameni suficienți. Lucian Iliescu a spus că nu vrea să comenteze situația unuia sau altuia dintre candidații deja anunțați, ci își concentrează atenția pe activitatea propriului partid. Vreau să înțeleagă lumea că rămânem Partidul Liberal, același partid serios, care am demonstrat, de pe care am încredere în cetățenii noștri, ai județului nostru și poate chiar mai mult la nivel de țară, în care trebuie să punem capăt la aceste campanii murdare, denigratoare, aceste campanii care eu sper cu cât trăim și intrăm mai mult în această experiență a democrației, să puteți să ne comportăm ca atare. Primarul municipiului Giurgiu a făcut încă o dată precizări cu privire la candidații Uniunii Social-Liberale la funcția de primar al reședinței de județ și la cea de președinte al Consiliului Județean. Lucian Iliescu a cerut încetarea diversiunilor și zvonurilor pe această temă, fiindcă nu au nicio legătură cu realitatea. Vreau să spun aici pentru toată lumea, domnule, candidatul nostru pentru președinția Consiliului Județean, pentru primăria municipiului Giurgiu, reședința de județ, sunt stabiliți clar. Deci nu mai încearcă nimeni să mai facă această diversiune. Deci la municipiul Giurgiu voi candida eu din partea USL-ului și dincolo la Consiliul Județean domnul Beianu. Deci nu mai să mai vorbească nimeni așa. Cine încearcă aceste lucruri să nu vă uitați la el și vale pentru cetățenii din orașul Giurgiu. Asta este clar. Tot fel de diversiuni. Tot felul de diversiuni.